În data de 5 august 2020, ONU România împreună cu instituțiile partenere a organizat finala națională a celei de-a 6-a ediție a Energy Challenge, competiție de proiecte din domeniul energiei pe teme de actualitate, precum eficiență energetică și optimizare rețea, energie verde, digital and smart și produse sau servicii clienți. În acest an, în cadrul marii finale, s-au calificat 5 echipe din întreaga țară. Inițial programată să se desfășoare la Târgu Mureș, finala a avut loc în mediul online, date fiind restricțiile impuse de pandemie. De coronavirus. Echipa Team Atlas de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava și-a adjudecat pentru al doilea an consecutiv Marele Premiu, în valoare de 3.000 de euro. Cotat de specialiștii din juriu ca fiind cel mai complex proiect din acest an, Project Calypso este un sistem inteligent de monitorizare a apei, care cuprinde și un sistem de avertizare în caz de inundație. Proiectul are la bază un microcontroller și o multitudine de senzori, fiind proiectat astfel încât să aibă o precizie bună și un raport calitate-preț excelent. Echipa Team Atlas este formată din Ștefan Șovea și Andrei Ventuneac, studenți în anul al doilea la specializarea calculatoare din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Grija pentru mediu trebuie să reprezinte principala prioritate a companiilor din domeniul energiei. Proiectul nostru înglobează cunoștințe din domeniul ingineriei electronice, al tehnologiilor informaționale și energetice, analizând date ce sunt comparate cu standardele europene, pentru a monitoriza și a analiza calitatea apei, dar și pentru a preveni eventualele calamități. Calypso are o utilizare generală, nefiind dedicat doar mediului industrial. Astfel, el poate fi utilizat de agenții, comunități locale sau instituții pentru care informațiile legate de curgerile de apă, lacuri sau zonele umede contează în luarea rapidă a unor decizii sau pentru protejarea populației, au precizat cei doi studenți ugeveni.